Nu știu, mă, dacă ești în daie, nu mă interesează, credeți-mă, hai să nu ne abatem de la obiectul de activitate. Clubul de fotbal contează cel mai mult și în daia sau și în daia anumitor galerii, nu cred că este o chestiune secundară, întrebă. Da, corect, până la urmă. Vă duceți pe stadion de seară? Da, mă duc pe stadion, că vreau să văd Capodopera din Giulești. Să... Pentru că încă de când l-am văzut la televizor, mi s-a părut ceva fantastic. Vreau să simt și eu cum e acolo. A, deci vă duceți pe stadion de seară? Da. Cum să nu mă duc, dumne, de când aștept eu să mă duc păi în Giulești? Păi și o să vă convină că o să vă vadă galeria și o să vă înjure? Ai voștri, păi, cum vorbesc. Păi dacă a fost vreodată promesă, nu mă înjure. A, acum am înjurat amândouă galeriile, mă rog. Am înțeles, scuzați-mă. Sunt copiii ăștia din galeria lui Rapid care ei erau pe seamă când eu mă duceam în galeria Rapidului. Asta o să coste afirmația. Cum? Să vezi ce ți auzi după asta, că ei nici nu erau pe seamă, să vezi ce ți auzi. Păi vă spun niște puști, eu mă duceam cu Nicolae Mincea, cu oameni grei din istoria galeriei Rapidului. Ia uite, mi-a dat mesaj Gogoașa, a, vine Mititelu, gata, vin și ei la 300, care au zis că nu vin. Nu, bagă în ele, nu, că eu îi văd laptopul, nu, bagă. Nu, glumesc. Glumesc. N-ați mai avut nicio intersecție, nu cu sus numitul Gogoașe, da? Nu v-a mai dat mesaje, s-a închis povestea cel puțin, nu? Momentan. Nu, credeți-mă că nu, nici măcar nu m-am mai gândit la acest personaj și nu am, el n-are nicio treabă în ecuația asta legat de clubul nostru. Deci n-are nicio, el singura lucru care, chestie care poate să facă decât să vină cu niște înjurători și cu niște scris pe pereți și alte lucruri de alea jenante. Am înțeles. Bun, da, te rog, Alin. Ăsta nou venitul, tizul lui Adrian Mititelu, practic, Picolomo. Da, Picolomo. Picolomo, cam asta domn înseamnă. Domn Mititelu, stăteam și mă gândeam. M-au zis domnul Mititelu, stăteam și mă gândeam. Nu, că încă nu l-am legitimat, probabil săptămâna viitoare. Dar stăteam și mă gândeam când a zis dumneavoastră enigmatic, domne, îl cheamă ca pe mine. Picolomo. Cum adică mă-l cheamă ca pe el? Și zic Mititelu, cum? Dar nu m-am gândit la Picolomo. Nu, nu, lumea se gândea că prenumele poate fi Adriano, nu știu ce, că mai sunt până în Sud America de ăștia, o grămadă de Adriano. Da, aia n-ar fi fost nimic ieșit, dar când am văzut Picolomo și am clipit de zic. Ăștia s-au găsit neamuri. Cine știe pe unde o fi umblat în tineret? Cum stați cu lotul? Gurile de tun, chițul în față, Bauza, favoritul meu Bahasa, mă rog, domnule, exact jucătorii care vor juca, pentru că toată lumea știe cum jucăm, știe și Adrian Mutu știe de luni cum jucăm probabil de seară. E un handicap că jucați contra lui Mutu? Nu e, domnule, handicap, pentru că avem echipă bună. Noi avem echipă, cred că e cea mai bună echipă din România, asta lot. Dar ne mai trebuie și rezultate și puține șanse, dar așa nu ne frică de nicio echipă. Ce contează? Ce se poate în mutul la tridentul ăsta Bahasa, Bauza, Batel? Și cu ce să le faci ăstora? Pe noi ce să le faci? Sunt prea bun pentru... Numai că în fotbal știți cum este. Contează o fază. Toți adversarii care am întâlnit, cu foarte mici excepții, i-am dominat fotbalistic. Numai că n-am dat golul mai mult decât ei, cu foarte mulți dintre ei. Dar eu zic că de seară, deși Rapid ca și echipă organizată e mai bună decât noi, adică e o echipă care e mai bună decât noi și mai organizată, mai tacticizată, și noi vom face un meci foarte bun și este cu adevărat un meci în care nu e nicio surpriză dacă bate Rapid, dacă batem noi sau dacă este egal. Adică nu, va fi spectacol. Ia uite ce înscrie Mutu, 3 vă dă Dugan, zici. Dom'le, orice e posibil. Păi, deci e un fotbalist foarte bun, Dugagiș, care și eu l-admir foarte mult și care și pe mine m-a surprins cu evoluția de la Rapid. E un oportunist, dar să vedem că și noi avem doi fundași centrali foarte buni acolo. E mai greu, cu FCU e mai greu să dai golul, dar nu e imposibil. Au vreo primă specială băieții noastră la meci de seară? Da, bineînțeles, vă dați seama că... După meciul cu CSU, ăsta e cel mai important meci pentru noi. Aha, și cum? Au primă dublă? Sau? Și ce e mai frumos decât să joci în Giulești, da. Să și joci bine, pentru că o țară întreagă se uită la meciul ăsta și este și o oportunitate de imagine pentru noi, dincolo de asta. Deci cu cât
cu cât are mai bine la un meci cu Rapidul pe Giudești, cu atât ați câștigi mai mulți simpatizanți în țară. Clar, nu, e clar asta.